Lucrările la stadionul din Târgu Jiu au trenat câțiva ani. Arena, cu 12.000 de locuri, trebuia finalizată din anul 2016. Autoritățile și-au dat seama că în proiectul inițial nu au fost prinse și lucrările de amenajare exterioară, așa că au așteptat până au fost alocate noi fonduri. 5.000 de euro a fost suma cu care s-a suplimentat bugetul investiției începute în timpul guvernului Ponta. Autoritățile, care au avansat ca termen de finalizare sfârșitul lunii mai, spun acum că lucrările vor fi gata la finalul lunii iunie. Lucrarea este finanțată prin Compania Națională de Investiții, așa cum ni s-a comunicat de către reprezentanții investitorului. Termenul limită al contractului de execuție este la sfârșitul lunii, respectiv 30 iunie. Noi am comunicat permanent atât cu reprezentanții investitorului, Compania Națională de Investiții, dar și cu constructorul pentru a ne corela toate acțiunile în vederea desfășurării în bune condiții a recepției, realizarea și de către unele din sarcinile ce revin la unitatea administrativ-teritorială. Reprezentanții ai Federației Române de Fotbal au venit la Târgu Jiu și au trasat reguli clare pentru omologarea stadionului. Oficialii au lăsat o listă cu sarcini pe care constructorul trebuie să le realizeze. În acest moment se finalizează lucrările de amenajări exterioare, practic partea de lucrări care fac obiectul acestui contract valabil până la a cărui execuție este valabilă până la 30 iunie și totodată au fost demarate de către constructor probele pe toate instalațiile din stadion pentru acestea să poată fi puse în funcțiune, astfel încât până la finalul lunii să poată fi întrunite condițiile de recepționare a investiției. Stadionul de la Târgu Jiu a fost în urmă cu o lună în vizorul lui Gigi Becali, care voia să-și aducă echipa pe noua arenă pentru meciurile internaționale.